Bună seara, stimați telespectatori. Eu când vin într-un cabinet stomatologic, nu știu de ce am așa un sentiment de frică, nejustificată de altfel, pentru că mi-aduc aminte când eram copil de durerile pe care le suportam ca să-mi tratez niște carici. De aia nici nu mai veneam și lăsam dinții să se strice și nu numai eu, foarte multă lume din generația mea. Se pare că lucrurile nu mai stau chiar așa, de aia am venit la doamna doctor Veronica Stoica, medic stomatolog. Așa se spune, stomatolog, că se spunea medic dentist acum câțiva. E corect și așa și așa. Da? Medic stomatolog, ca să fie ca la carte. Medic stomatolog, care mi-a dat foarte mult curaj, pentru că am mai lucrat câte ceva la domnia sa și vreau să vă spun că nu m-a durut deloc, deci nu mai am. Am spus la început că aveam așa un sentiment, probabil că din urmă s-a fixat pe creier ceva. Lucrurile au evoluat și tratarea dinților se face cu totul altfel. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Ați spus foarte bine cu frica nejustificată, pentru că trăim niște timpuri unde, într-adevăr, teama de stomatolog nu mai are nicio justificare, întrucât au apărut substanțe anestezice atât de performante, încât teama de dentist pare ceva despre care chiar n-ar mai trebui să vorbim. Dacă tot suntem la capitolul despre discuțiile de început de stomatologie, poate că ar fi bine și ca paranteză în condițiile în care toată lumea vorbește despre evoluția asta fulminantă în stomatologie, adică totul se face pe computer, se vorbește mult despre implanturi, se vorbește mult despre augmentări osoase. Astăzi aș vrea să vorbim despre ceva care poate părea banal, și anume cariile dentare, care sunt de fapt motivul pentru care a evoluat atât de mult stomatologia. Cariile dentare netratate, care duc la pierderea în primă fază a nervilor și în faze tardive a dinților, a făcut ca să fie necesară apariția acestor sisteme de protezare a dinților care s-au pierdut în urma unor banale carii. Dacă îmi permiteți, doamna doctor, despre aceste banale carii, pentru că nu credeți că și părinții sunt uneori vinovați? Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, că nu-și duc copiii la control așa cum se cere, pentru că o banală carie poate să evolueze foarte grav și să pierd dinții mai târziu. Și așa este. Eu n-aș încerca să dau vina pe cineva anume sau pe ceva anume. A fost un context care s-a creat, o frică de stomatolog generată de faptul că n-ai... Acum câțiva ani sau mai mulți ani nu existau metode atât de performante de anestezia, deci de a nu simți durerea, și atunci generațiile noastre și ale dumneavoastră au trăit cu frica asta de dentist din acest motiv. Și poate că au insuflat-o și copiilor, adică cu siguranță au insuflat-o și copiilor, pentru că sunt copii care au frică de dentist, deși n-au fost niciodată la dentist. Și atunci e clar că asta vine din ce au auzit în casă, din educație. Dar de ce totuși pe vremuri, spun pe vremuri, da, se tratau dinții fără anestezie? Adică carii, era ceva îngrozitor, nu știu dacă dumneavoastră știți. Da. Te așezai pe scaun și începea să-ți umple cu freza pe nervii aia, de simțeai că zboară avioane în creier. Pentru că nu erau anestezice atât de performante, adică anestezice care să difuzeze foarte bine, și nu erau anestezice care să fie asociate cu adrenalina, care adrenalina ce face este că, generând o vazoconstricție, ține mai mult substanța anestezică în țesutul pe care lucrezi, și cel mai important lucru pe vremuri era dimensiunea acului cu care se făcea puncția anestezică, care era o dimensiune foarte, foarte mare, că așa era... Acum au evoluat foarte mult și substanțele anestezice și metodele de administrare, nu mai vorbim de grosimea acelor, care este aproape insesizabilă. Da, și într-adevăr nu te mai doare, dar știți ce se întâmplă, doamna doctor?
oamenii, eu știu pentru că am trecut prin niște situații de genul ăsta, dar tare mi-ar plăcea ca toată lumea să fie conștientă și mă refer când e vorba despre copiii mici, pentru că am elevi care au probleme dentare grave. De acolo pornește totul. De mici copiii trebuie duși la stomatolog, controlați tot timpul și la cea mai mică căriuță trebuie să se opereze. Am mai vorbit despre prevenție și profilaxie, care reprezintă, din punctul meu de vedere, cea mai importantă ramură din stomatologie. Mersul la dentist, de fapt, ar trebui inițiat nu la o primă problemă, ci cu mult înainte de a apărea problemele, eventual având și scopul să nu apară problemele, adică mersul la dentist trebuie inițiat de la o vârstă foarte fragedă, ca o rutină, ca o necesitate periodică, așa cum la vârsta de 2 ani duci copilul la oftalmolog sau la 5 ani îi faci analize medicale generale. Da? Mersul la stomatolog trebuie inițiat de mult dinainte de a apărea problemele dentare, de fapt. Spuneți, vă rog. Astfel încât, în momentul în care apare o carie sau necesitatea de a interveni, nu neapărat o carie, necesitatea de a interveni de adevăratele, atunci copilul să fie învățat deja cu un cabinet stomatologic, cu un medic stomatolog, cu rutina igienei dentare. Deci, dacă copilul este adus și se lucrează în prima ședință la stomatolog, atunci este ca mersul pe sârmă, e foarte greu să câștigi copilul acela de fapt. Sigur că da. Dar e adevărat că problemele dentare, cariile dentare, afectează și sinusurile până la urmă, dacă se pot crea o mulțime de infecții în toată zona asta. Mai vorbit noi despre asta, da. Și era din categoria dacă o carie te costă să o rezolvi 200 de lei, O carie care a avansat și necesită scosul nervului și reconstrucția dintelui te costă undeva la 2000 de lei, iar extracția dintelui cu necesitatea de a pune un implant te costă undeva la 2000 de euro. Deci, așa de mult costă? Așa de mult, și am mai avut discuții. Asta cred că e o discuție care e un anumit gen de informație pe care pacientul o integrează foarte bine. Astea sunt diferențele. De asta e bine să ajungi să îți faci controalele periodice, astfel încât eventual la al 10-lea, 15-lea control să îți spună medicul, uite, ai o carie care ar trebui tratată și să te coste o sumă minimă de bani. Sunt oameni care am pacienți destul de mulți și din ce în ce mai mulți, și sunt foarte mândră de asta, care vin, care au înțeles necesitatea acestor controle periodice, și am pacienți pe care știu de 10 ani și n-am pus freza pe niciun dinte niciodată. Au venit doar la curățări. Sunt foarte mândră de ei și, de fapt, ei sunt cartea mea de vizită pentru viitorul lor stomatologic. Cam asta, estimați telespectatori, control periodic la medicul stomatolog și nu lăsați la o parte problemele dentare ale copiilor și nu numai ale copiilor, și ale noastre personale, nu? În momentul în care simți că e ceva neregulă, la doctor. Aș vrea să mai adaug ceva foarte scurt și foarte important, de fapt. Sunt foarte mulți părinți care vin și spun, m-am uitat eu în gura lui și n-am văzut niciun punct negru. Există carii care evoluează undeva foarte profund, foarte repede, care duc la necesitatea devitalizărilor, adică scoaterii nervilor, pe care pe care uneori nici medicii stomatologi nu le pot decela la controlul vizual, ci se recomandă pacientului să facă un anumit gen de radiografie care detaliază foarte tare zona aia interdentară și abia pe acele radiografii specifice se văd cariile respective. Pe de altă parte, există și căriuțe, cum zic pacienții, care par foarte mici la suprafață, dar care în profunzime sunt foarte extinse și care generează chiar probleme osoase,
Deci tu în gură te uiți și vezi un punct negru și când vezi o radiografie vezi o afectare osoasă în jurul rădăcinilor generate de prezența acelei carii care de fapt ea este foarte extinsă în profunzime. Sigur că da, sunt lucruri foarte importante pe care ni le-a expus doamna doctor Veronica Stoica, căreia îi mulțumim foarte mult și sper că v-am trezit curiozitatea, dacă se poate numi curiozitatea asta, să interesul pentru control periodic. Vă mulțumesc, doamna doctor. Plăcere, cu plăcere.